cel mai mare parc fotovoltaic din Europa este construit în România, mai exact în județul Arad. Investiția se ridică la 800 de milioane de euro. Începe mini-vacanța, festivități, parade, spectacole și concerte vor avea loc de mâine și până duminică inclusiv. Cei care au luat măsuri pentru buna desfășurare a evenimentelor sunt reprezentanții structurilor Ministerului Afacerilor Interne. Spitalul Clinic Județean de Urgență Arad face începând de astăzi examinări de tip electroencefalogramă pentru minori. Cel mai mare parc fotovoltaic din Europa este construit în România, mai exact în județul Arad. Investiția se ridică la circa 800 de milioane de euro. Producția anuală de energie a acestui parc fotovoltaic va acoperi necesarul de energie pentru peste 1 milion de gospodării. Parcul fotovoltaic se construiește în zona comunelor Pilu Grăniceri, în apropierea graniței cu Ungaria. Proiectul, care va avea 1044 de megawați, se întinde pe mai bine de 1000 de hectare, cea mai mare parte terenuri agricole private. Autoritățile județene, alături de reprezentanții investitorului și ai dezvoltatorului, au prezentat la Consiliul Județean Arad proiectul. Partea de documentație este aproape gata, iar lucrările vor începe în 2023, urmând ca parcul să fie finalizat în decembrie 2024, când ar urma să fie livrată în rețea prima cantitate de energie produsă. Infrastructura județului Arad, posibilitățile de logistică și deschiderea autorităților au fost principalele atuuri ale derulării investiției în zonă. Pentru România înseamnă foarte mult. După cum s-a discutat aici, PNRR-ul aduce în jur de 1,6 miliarde de euro și noi încercăm, fără nicio subvenție, să aducem aici o investiție de 800 de milioane de euro, o investiție care va aduce beneficii județului, orașelor și satelor învecinate. Vom încerca să aducem companii internaționale care să stabilească sediu aici. Proiectul va avea și unul dintre cele mai mari centre de pregătire profesională, iar minim 1000 de oameni vor lucra zilnic la construirea parcului. Ulterior, la finalizarea lucrărilor, vor fi angajați până la 200 de oameni pentru operare și mentenanță. De altfel, construirea parcului va fi o provocare logistică, iar pe calea ferată vor ajunge 23.000 de containere cu echipamente și materiale. Această investiție pune pe harta centrelor energetice și Aradul, care prin cei 1000 de megawați ajunge să concureze cu porțile de fier, unde atunci când lucrurile merg bine avem 1200 de megawați, cu Cernavodă, reactorul 1 și reactorul 2, unde când se merge la capacitate maximă avem 1400 de megawați. Noi sperăm că după această investiție să atragem și alte companii care să consume energie verde, în special fabricile de baterii. Aceasta este cea mai mare investiție privată din județul Arad, iar investitorii nu beneficiază de niciun fel de facilități fiscale din partea statului. Fondurile sunt asigurate prin capitalul privat al fondului de investiții și, bineînțeles, se vor apela la credite externe de la instituțiile finanțatoare. Parcul va fi construit în așa mod încât terenurile agricole să poată fi folosite în continuare pentru pășunat și apicultura. Țevile nu o să fie prinse în pământ cu beton, cum se știe, ci o să fie bătute cu niște aparate speciale. Ori, la terminarea proiectului, respectivele țevi pot fi scoase și redat în totalitate circuitului agricol toate terenurile care sunt ocupate la ora actuală de panourile fotovoltaice. Dezvoltatorul consideră că statul ar trebui să îmbunătățească legislația pentru a ajuta asemenea investiții. În Uniunea Europeană tocmai s-a dat o directivă care toate statele din Uniunea Europeană trebuie să se alinieze ca autorizațiile să fie mai rapid obținute, să se reducă numărul de autorizații, pentru că în momentul de față legislația nu este adaptată construcției de parcuri eoliene și fotovoltaice în sine, ci este adaptată construcțiilor. Regenerabilele sunt niște construcții deosebite pentru că se construiesc mai simplu și mai ușor și Uniunea Europeană susține și dorește ca toate statele să implementeze legislația astfel încât în maxim 2 ani de zile autorizarea tuturor surselor regenerabile de energie să se poată face. Președintele Consiliului Județean Arad, Iustin Cionca, a precizat că autorizația de construire va fi emisă în câteva luni, iar celelalte documentații tehnice necesare proiectului de la Pilu Grăniceri sunt în lucru. Aceste investiții din
sectorul privat completează investițiile noastre ale autorităților locale și, până la urmă, asigură bunăstarea cetățenilor care ne-au ales. Compania constructoare a anunțat că mai are în proiect două parcuri în județul Arad, în zona localităților Chișinău, Criș și Macea, care vor avea împreună aproximativ 800 de megawați. Aceste două parcuri ar urma să fie finalizate în 2026, investițiile fiind de circa 600 de milioane de euro. Cele trei proiecte din județul Arad, dezvoltate de Monson, ar însemna investiții totale de 1,4 miliarde de euro. Alte proiecte sunt dezvoltate în Dobrogea pentru energie eoliană. Monson este un jucător major în domeniul energiei regenerabile și a apei din 2004, cu proiecte de peste 7.000 de megawați în dezvoltare. Spitalul Clinic Județean de Urgență Arad efectuează începând de astăzi examinări de tip electroencefalogramă pentru pacienții minori. Investigațiile se efectuează la recomandarea medicilor specialiști în neurologie și psihiatrie pediatrică, respectiv a medicilor din cadrul compartimentului neurologie și psihiatrie pediatrică și din cabinetul de specialitate din ambulatoriul SCJU Arad, medic coordonator, dr. Adriana Bran, medic primar neurologie și psihiatrie pediatrică. Acest tip de examinare este extrem de utilă în depistarea unor posibile afecțiuni cerebrale, deoarece oferă medicului informațiile necesare despre activitatea electrică a creierului pacientului. Electroencefalograma, posibilă de astăzi la Spitalul Județean, este foarte importantă atât pentru diagnosticarea, cât și pentru stabilirea tratamentului adecvat în cazul copiilor cu epilepsie, sindrome convulsive de diferite etiologii, convulsii febrile, suferințe cerebrale difuze. Electroencefalograma poate fi efectuată la orice categorie de vârstă, fiind o metodă de examinare non-invazivă, a precizat medicul Diana Trifa, medic specialist în neurologie pediatrică și medic primar psihiatrie pediatrică. Electroencefalograma se efectuează atât pentru pacienții spitalizați, cât și pentru cei din cadrul ambulatorului SCJU Arad, cu trimitere de la medicul specialist. Începând cu primăvara anului viitor, acest tip de examinare se va efectua și pentru pacienții adulți, pe bază de trimitere de la medicul neurolog. Polițiștii de frontieră arădeni din cadrul punctelor de trecere a frontierei Nădlac și Nădlac 2 au depistat 52 de cetățeni din diverse state care au încercat să treacă ilegal frontiera în Ungaria, ascunși în două automarfare încărcate cu porumb și ambalaje. La punctul de trecere a frontierei Nădlac 2 s-a prezentat pentru efectuarea formalităților de frontieră pe sensul de ieșire din țară un cetățean turc aflat la volanul unui ansamblu rutier înmatriculat în Turcia. Acesta transporta conform documentelor de însoțire a mărfii ambalaje pe ruta Turcia-Austria. În urma efectuării controlului amănunțit al mijlocului de transport, au fost descoperiți ascunși în compartimentul pentru marfă 32 de cetățeni străini. Persoanele au fost preluate și transportate la sediul sectorului pentru cercetări, unde, în urma verificărilor, polițiștii de frontieră au stabilit că erau cetățeni din Turcia, Irak și Siria, cu vârste cuprinse între 18 și 56 de ani. Aceștia intenționau să treacă în mod fraudulos frontiera pentru a ajunge într-un stat din vestul Europei. De asemenea, la punctul de trecere a frontierei Nădlac, polițiștii de frontieră au efectuat controlul amănunțit asupra unui automarfar condus de un cetățean român ce transporta saci cu porumb, având ca destinație Franța. În urma controlului efectuat asupra mijlocului de transport, au fost descoperiți în compartimentul destinat mărfurilor, pe sacii de porumb transportați, 20 de cetățeni străini. În cadrul verificărilor preliminare s-a stabilit faptul că erau cetățeni din Bangladesh, India și Pakistan. Totul e bine când se termină cu bine. Jandarmii arădeni au fost solicitați aseară să intervină pentru a prinde un câine dintr-o rasă periculoasă. Acesta rătăcea speriat pe stradă. Patrupedul era pierdut și extrem de agitat. Întâi a intrat în curtea unor localnici, de unde a fugit speriat de țipetele lor. Ei au fost cei care au sunat la 112 pentru a cere ajutor. Apoi, amstaful s-a refugiat în gangul unei alte locuințe. Acolo, jandarmii au reușit să-l blocheze în spatele unei porți și au chemat angajații ecarisajului. Angajații ecarisajului au reușit să-l tranquilizeze și să-l ducă în mașină. Patrupedul a fost dus la adăpostul de câini al Societății de Gospodărire Comunală Arad, unde și-a petrecut noaptea. Câinele pierdut era căutat pe rețelele de socializare de stăpânul său încă din ziua precedentă. În ultima postare, înainte de a fi prins, a fost reperat în zona străzii abatorului. Stăpânul câinelui a ajuns în această dimineață, la prima oră, la adăpostul de câini și și-a luat acasă prietenul patruped.
Guvernul a decis ca ziua de vineri, 2 decembrie, să fie liberă pentru că aceasta va cădea între sărbătorile legale și weekend. Astfel, românii vor avea parte de o nouă mini-vacanță de 5 zile, începând de miercuri 30 noiembrie și până luni 5 decembrie. Ziua de 30 noiembrie de Sfântul Andrei este sărbătoare legală și zi nelucrătoare potrivit Codului Muncii. La fel și 1 decembrie, Ziua Națională a României. În acest an, cele două zile vor cădea miercuri și joi, astfel că guvernul a decis încă din ianuarie să fie declarată zi liberă și ziua de 2 decembrie 2022, întrucât aceasta se situează între zilele nelucrătoare de sărbătoare legală și perioadele de repaus săptămânal. Ziua de 2 decembrie 2022 fiind stabilită ca zi liberă, instituțiile publice și autoritățile publice își vor prelungi corespunzător timpul de lucru potrivit planificărilor stabilite. Prestarea muncii conform celor menționate nu conferă acordarea de timp liber corespunzător. În ceea ce privește locurile de muncă în care activitatea nu poate fi întreruptă datorită caracterului procesului de producție sau specificului activității, dispozițiile prezentului act normativ nu se aplică. De asemenea, pentru funcționarea justiției ca serviciu public, dispozițiile prezentului act normativ nu se aplică magistraților, dar nici pentru celelalte categorii de personal din cadrul instanțelor judecătorești implicate în soluționarea proceselor cu termen în ziua de 2 decembrie 2022 și nici participanților în aceste procese. Se arată în nota de fundamentare a hotărârii de guvern. Ultimele zile libere rămase în acest an sunt 25 și 26 decembrie, adică prima și a doua zi de Crăciun, respectiv duminică și luni. Reprezentanții structurilor Ministerului Afacerilor Interne au prezentat în cadrul unei conferințe de presă principalele măsuri pe care le vor lua pentru a asigura buna desfășurare a evenimentelor organizate cu prilejul Zilei Naționale a României și a sărbătorii Sfântului Andrei. Dacă alegeți să participați la manifestările cultural-artistice, evitați conflictele, iar dacă în preajma dumneavoastră sunt persoane cu un comportament sau atitudine agresivă, nu încercați să interveniți pentru a le opri. Cereți sprijinul celui mai apropiat polițist sau jandarm și sunați la numărul unic de urgență 112. Atenție, sunt interzise cu desăvârșire orice obiecte care produc zgomot și aici înțelegem petardele. Articolele care sunt permise comercializării de către societățile comerciale autorizate sunt steluțele, lumânări scânteietoare, gerbe cu scântei, minifacle, minisori, inele de foc, sateliți, pocnitori de Crăciun și pentru petreceri, focuri, chibrituri și bețigoașe, bengale, șerpi, mini-pocnitori cu confeti, granulele scânteietoare. Achiziționarea acestora este permisă doar de către persoanele care au 16 ani împliniți și numai de la comercianții autorizați. Evitați pe cât posibil să aveți asupra dumneavoastră sume mari de bani când mergeți la cumpărături. Doamnelor, le recomandăm să fie atente la poșete și la genți, iar domnilor să păstreze portofelul în buzunarul interior de la piept al hainei sau jachetei. Folosiți locurile de parcare special amenajate și nu lăsați în vehicul la vedere bunuri de valoare. Aici înțelegem telefoane mobile, tablete, dispozitive GPS sau altele, chiar dacă lipsiți din autoturism sau de lângă autoturism pentru puțin timp. Peste 100 de jandarmi, alături de polițiști și pompieri, vor acționa pentru asigurarea măsurilor de ordine publică în locațiile unde se vor desfășura manifestări cultural-artistice, atât din municipiu, cât și din județul Arad, organizate în spațiul public și la care se preconizează participarea unui număr mare de persoane. Prin măsurile pe care le-am luat, suntem pregătiți să intervenim în cel mai scurt timp în sprijinul cetățenilor, indiferent dacă aceștia se află într-o situație de risc sau într-o situație de urgență. În această perioadă, vom avea o prezență activă în zonele în care se organizează manifestări comemorative, cultural-artistice sau competiții sportive, în piețe, târguri sau în alte zone de interes operativ aflate în zona de responsabilitate. Joi, 1 decembrie, Jandarmeria Arad va participa la festivitățile organizate de Ziua Națională a României, în Parcul Liminescu și Cimitirul Eternitatea. La festivitățile militare, organizate pe traseul Bulevardul Revoluției, Teatrul de Stat, Strada Nicolae Grigorescu, Jandarmeria Arad va defila, alături de celelalte structuri, cu un pluton compus din 19 cadre militare, dar și cu tehnica auto din dotare. Pentru a preîntâmpina producerea unor evenimente nedorite, pompierii arădeni recomandă respectarea măsurilor de prevenire a situațiilor de urgență, astfel: nu utilizați focul deschis în locuri cu pericol de incendiu. Nu aruncați la întâmplare țigările. Este interzis fumatul în afara locurilor special amenajate.
Nu blocați căile de acces pentru a permite intervenția autospecialelor sau accesul la hidranții exteriori. Nu lăsați niciodată copiii nesupravegheați și respectați întotdeauna recomandările forțelor de ordine și a organizatorilor evenimentului pentru a rămâne în siguranță. A fost suplimentat numărul personalului planificat la controlul documentelor de călătorie în punctele de trecere și menționăm faptul că, dacă situația o va impune, vor fi suplimentate arterele de control pe ambele sensuri de deplasare până la capacitatea maximă permisă de infrastructura punctelor de trecere a frontierei. Totodată, vor fi folosite inclusiv stații mobile de control în vederea asigurării controlului de frontieră în parametri optimi. În contextul zilelor libere ce urmează, dacă participați la evenimente cu număr mare de persoane, nu consumați alcool în exces sau substanțe psihoactive. De asemenea, dacă observați în jur persoane aflate sub efectul acestor substanțe, evitați o confruntare directă cu acestea. Orice conflict minor poate escalada. Adulții sunt sfătuiți să nu conducă autoturisme dacă sunt sub influența băuturilor alcoolice sau a substanțelor psihoactive. Părinții sunt sfătuiți să petreacă mai mult timp cu copiilor, să fie atenți la modificările de comportament și dispoziție, să acorde o atenție sporită prietenilor copilului lor, atât din viața reală, cât și din mediul virtual, să găsească activități comune și să comunice eficient pentru a oferi copiilor un sprijin real în fața problemelor. Tinerii sunt sfătuiți să comunice deschis orice problemă cu care se confruntă legată de consumul de substanțe, să apeleze la ajutorul părinților, prietenilor apropiați, persoanelor de încredere sau specialiștilor pentru rezolvarea acesteia. Instituția prefectului din județul Arad îi îndeamnă pe arădeni să participe la festivitățile organizate de Ziua Națională a României, 1 decembrie. Programul evenimentelor cuprinde următoarele activități. De la ora 10, în cimitirul Eternitatea din municipiul Arad, la mormintele celor trei corifei arădeni ai Marii Uniri, Vasile Goldiș, Ștefan Ciciopop și dr. Ioan Suciu, va avea loc o slujbă de comemorare cu depunerea coroanelor de flori la mormintele celor trei mari corifei. Apoi, la ora 12, în parcul Mihai Minescu din municipiul Arad, la monumentul Crucea Martirilor, va avea loc o ceremonie care va cuprinde prezentarea onorului și saltul drapelului de luptă, intonarea imnului național al României, o slujbă de binecuvântare oficiată de reprezentanții Arhiepiscopiei Aradului, alocuțiuni, depunerea coroanelor de flori la monument și, la final, un eveniment special, depunerea jurământului militar de către subofițerii nou încadrați la Inspectoratul pentru Situații de Urgență Vasile Goldiș al județului Arad. După acest eveniment, în fața Palatul Administrativ, va avea loc o defilare cu tehnica din dotarea detașamentelor Batalionului 191 Infanterie Colonel Radu Golescu, Inspectoratul de Poliție Județean Arad, Inspectoratul de Jandarmi Județean Arad, Inspectoratului pentru Situații de Urgență Vasile Goldiș al județului Arad și Penitenciarului Arad. Defilarea va avea loc pe Bulevardul Revoluției, sensul Teatru Podgoria. Ca urmare a evenimentelor ce se vor desfășura în această săptămână în Arad, cu ocazia Zilei Naționale a României, Primăria Municipiului Arad anunță restricții de circulație în municipiu. Miercuri, 30 noiembrie, între orele 14 și 15.30, circulația va fi restricționată pe Bulevardul Revoluției de la Teatrul Clasic Ioan Slavici până la intersecția cu strada Nicolae Grigorescu, în vederea repetiției generale pentru parada de Ziua Națională a României. Tot miercuri, dar în intervalul orar 15-17, circulația rutieră va fi oprită pe traseul strada Corneliu Coposu, Bulevardul Revoluției, Teatru și Retur, pentru desfășurarea în condiții de siguranță a evenimentului Parada Portului Popular. Parada va începe la ora 15, iar plecarea va fi din fața Consiliului Județean Arad. O zi mai târziu, pe 1 decembrie, între orele 11:00 și 14:30, accesul pe Bulevardul Revoluției va fi restricționat din nou pe același tronson cuprins între Teatrul Clasic Ioan Slavici și strada Nicolae Grigorescu pentru desfășurarea, în cele mai bune condiții, a evenimentelor omagiale organizate cu prilejul Zilei Naționale a României. Cu aceeași ocazie, Comisia de Sistematizare a Circulației a avizat favorabil solicitarea de interzicere a parcării pe principalul bulevard din municipiu, tronsonul delimitat între strada 1 decembrie 1918 și Biserica Roșie între orele 11 și 14:30.
program special la starea civilă cu ocazia mini-vacanței de Ziua Națională. La serviciul stare civilă va fi asigurată doar înregistrarea deceselor, după programul pe care îl vedeți pe ecran. Și compania de apă Arad anunță că de miercuri 30 noiembrie și până vineri pe 2 decembrie inclusiv, caseriile vor fi închise. Pentru achitarea facturilor de apă și de canalizare, utilizatorii pot folosi alte modalități de plată. Le vedeți pe ecran. Dispeceratul, echipele de intervenție, dar și reprezentanții societății care asigură desfășurarea proceselor de alimentare cu apă și preluare a apelor uzate vor răspunde apelurilor de urgență în zilele libere la numărul de telefon 0257-270-843. Echipele de intervenție ale companiei vor acționa pentru ca eventualele avarii sau disfuncționalități apărute în sistemul de alimentare cu apă să fie remediate în timp util. Inspectoratul de Poliție Județean Arad anunță de asemenea programul special de lucru cu publicul la ghișeul serviciului rutier în perioada 30 noiembrie-4 decembrie, și anume miercuri, joi, vineri, sâmbătă și duminică. Programul va fi de la ora 9 la 11. În această perioadă, ghișeul de eliberare a cazierului judiciar va fi închis. Certificatele de cazier judiciar se vor elibera sâmbătă, pe 3 decembrie, între orele 8:30, 11:30. Ziua Marii Uniri a fost celebrată în avans de copiii de la Liceul Național de Informatică. Ziua de 1 decembrie, alături de copilașii de la Liceul Național de Informatică și de doamnele profesoare care au avut această frumoasă inițiativă de a veni astăzi cu copiii la bibliotecă. Am ascultat 5 minute de istorie cu Adrian Cioroianu și frumoasa poveste a Ecaterinei Teodoroiu. Iar la final am cântat niște cântece patriotice. Ora dedicată zilei Marii Uniri a fost organizată de Biblioteca Județeană Alexandru de Xenopol. După 2 ani de pauză, Consiliul Județean Arad prin Centrul Cultural Județean organizează pe 30 noiembrie, începând cu ora 15, Parada Portului Popular, eveniment dedicat Marii Uniri. Manifestarea are ca scop reconstituirea delegațiilor care au participat la Marea Unire din anul 1918. În cadrul evenimentului va avea loc o paradă a Portului Popular pe traseul Consiliul Județean Arad, Bulevardul Revoluției, Teatrul Clasic Ioan Slavici și retur. Traseul Consiliul Județean, Teatru, Sala Marii Uniri. Vom avea o oprire acolo și înapoi Consiliul Județean. Alături de noi va fi un detașament și de la ISU. Va fi o plecare cu torțe de la 1 decembrie, de la Sala Marii Uniri până la Consiliul Județean. Parada se va încheia cu un spectacol folcloric care va avea loc la Consiliul Județean Arad. Pe scenă vor urca Tudor Furdui, Sava Negrean, Petrică Pașca, Ionuț Langa, Cosmina Brădean, Mădălina Păcurar, Ioana Luguzan, Alexandru Pop Zărândean și Orchestra Rapsodia. Evenimentul va fi prezentat de Nicoleta Pavel. Turneul Național de Educație Istorică 2022-2023 aduce documentarul Regele Mihai, drumul către casă, la cinematograful Arta, în cadrul unui eveniment special dedicat Zilei Naționale a României. Regele Mihai, drumul către casă, este povestea dramatică a ultimului rege al României. Filmul este o lecție de istorie care ne dezvăluie o poveste despre curaj, tenacitate și despre triumful speranței. Filmul va putea fi văzut miercuri pe 30 noiembrie de la ora 19. Accesul este gratuit. Joi seara de Ziua Națională a României, Sorin Ghilea a invitat la celebri un român adevărat, un artist cu tricolorul în suflet. Mariana Angel este un român cu suflet generos și plin de talent. Se înalță până sus la ceruri cântecul ce vine din Ardeal. Glasuri românii răsună, sunt românii veniți la
toate s-au legat, totul a fost, parcă, nu știu, nici nu reușeam să mă trezesc din atâtea lucruri care veneau spre mine și pe care le primeam, atâtea daruri. În luna februarie 1983, deci la încă o lună și două luni, câte decembrie, ianuarie, februarie, gata, în 10 februarie, am avut prima etapă la Floarea din Grădină. Frați români din cele patru unghiuri, fruntea-ți o ridic acum sus, că din somnul greu, somnul de moarte, Mariana Angel își va depăna povestea vieții și iubirea de neam și țară în prima parte a emisiunii, transmisă joi de la ora 21. Va fi o ediție de neratat. Arădenii au așteptat cu nerăbdare sezonul colindelor. Locația primului concert de colinde, unul gratuit, a fost luată cu asalt. Melomanii au fost dornici să participe la concertul grupului Psaltic Tronos, ce a avut loc la finele săptămânii trecute la Palatul Cultural. Sala s-a dovedit a fi neîncăpătoare pentru arădenii care au intrat deja în spiritul sărbătorilor de iarnă. Pentru a evita aglomerația și situațiile neplăcute, intrarea la următorul concert de colinde, ce va fi susținut de Corala Armonia, vineri 2 decembrie, începând cu ora 19 de această dată la Teatrul Clasic Ioan Slavic Arad, se va face pe bază de invitație cu loc. Invitațiile s-au împărțit încă de luni la caseria Teatrului Clasic Ioan Slavic Arad, iar în cursul zilei de astăzi acestea au fost epuizate. Concertul, susținut de Corala Armonia, va fi difuzat în mediul online și la televiziunea Arad. UTA va reveni vineri pe gazon într-un meci oficial după 3 săptămâni de pauză. Începând cu ora 15:30, arădenii o vor întâlni pe Șep și Sfântul Gheorghe pe Arena Francisc Neumann, iar biletele pentru această partidă sunt disponibile pe site-ul oficial al echipei Roșalbe la secțiunea ticketing. La stadion, tichetele se vor putea achiziționa miercuri între orele 11:14, joi între orele 15:18 și vineri între orele 11:15:30. Prețurile biletelor au rămas aceleași de la începutul campionatului: 30 de lei la peluză, 45 de lei la tribuna a doua și 60 de lei la tribuna 1. Accesul este gratuit pentru copiii în vârstă de până la 3 ani, iar cei până în 14 ani beneficiază de o reducere de 50%. FCC UAV Arad va debuta miercuri în noul sezon din Cupa României. De la ora 18, arădencele vor întâlni Rapidul în Sala Sporturilor Victoria, în prima manșă a optimilor de finală. Meciul retur se va disputa sâmbătă de la ora 19 la București. Pe lângă această partidă, în faza optimilor vor avea loc alte 5 confruntări: CSM Târgoviște Olimpia Brașov, CSM Alexandria BC Târgu Mureș, Șep și Sfântul Gheorghe CSM Constanța, Universitatea Cluj KSE Târgu Secuiesc și Centrul de Excelență FRB Agronomia București. La noapte, temperaturile din termometre vor rămâne pe plus. Minima nopții va fi de 2-3 grade Celsius. Cerul va fi noros, iar șansele de precipitații vor fi de 13%. Vântul va bate dinspre nord-est cu 7 km pe oră. Mâine, maxima din termometre ajunge până la 9-10 grade Celsius. Cerul va fi noros, iar șansele de precipitații vor fi de 15%. Vântul va bate dinspre est cu 7 km pe oră.